Momente de bucurie pentru micuții fotbaliști de la Clubul Steaua București. Ștefan Iovan, capitanul de la Sevilla, s-a aflat joi seara în mijlocul fotbaliștilor de la grupele de copii 2010 și 2011 pentru a le înmâna cadouri de Crăciun. Emoționat, la rândul său, Ștefan Iovan e convins că sportivii pregătiți acum de antrenorii Cătălin Cardaș și Marian Botea îi vor călca pe urme în viitorul nu foarte îndepărtat. Ați adus azi o rasă de bucurie pentru micuții fotbaliști de la Steaua. Ce reprezintă acest gest pentru ei? Reprezintă un lucru extraordinar de frumos, pentru că chiar dacă a fost pandemie, Steaua mereu a fost îngăduitoare și s-a gândit să ofere niște cadouri acum de sărbători. Și asta e un lucru extraordinar. Mă gândesc că în viitor mânez aceste cadouri unor viitori mari fotbaliști, așa cum după numele stelei. Felicit pe această care cei care s-au gândit la acest aspect, pentru că e ceva frumos din sărbătorire, iar cea mai mare fericire a unui copil este să primească de Moș Crăciun o pungă cu dulciuri, cu eu știu, indiferent ce ar fi cadou să fie, și e o mare bucurie pentru ei că au și Clubul Steaua s-a gândit la așa ceva. Care e cel mai frumos cadou pe care l-ați primit de sărbători? Așa, de sărbători, nu știu, că eu dacă am fost la Moțăței, m-am apucat foarte târziu de fotbal. Am avut cadouri, probabil că multe și frumoase. Pentru mine cele mai frumoase cadouri erau victoriile, erau câștigarea campionatelor. V-am zis, n-am avut această plăcere de a mă bucura de cadouri, de sărbători, eu crescând până la vârsta de 15 ani la țară. Tehnician la grupa de copii 2010, Cătălin Cardaș e recunoscător pentru sprijinul oferit de Clubul Roș-Albastru în acest an extrem de dificil și așteaptă cu nerăbdare ca lucrurile să revină pe un făgaș cât mai normal. Cum privești gestul clubului de a premia copiii acum înainte de sărbători? Un gest foarte frumos din partea clubului și le mulțumim foarte mult, având în vedere că a fost un alt cu așa zise belele, să zic așa, dar a fost ok. Am reușit să ne antrenăm și pe perioada pandemică, ne-am antrenat acasă, după care clubul a făcut un efort de a ne primi în bază, în vestiare, a fost totul în regulă. Am reușit să ne antrenăm. Echipa se pregătește foarte bine și mă bucur pentru asta. Sunt determinați, au ambiție, le place la Steaua, iubesc acest club și merge totul spre bine. Sí.